Înainte de a pleca în excursie, este obligatorie informarea asupra itinerariului propus, gradului de dificultate, starea vremii, condițiile climatice locale. Pe lângă echipamentul de protecție termică, turiștii mai trebuie să aibă un rucsac în care să se găsească o lanternă în stare de funcționare, harta zonei de străbătut, trusa sanitară, precum și câteva alimente energizante, în special dulciuri. Calcularea timpului necesar parcurgerii unui traseu, lăsând întotdeauna o marjă de siguranță, în așa fel încât întoarcerea să se facă în condiții de luminozitate bună, evitând astfel problemele care pot apărea în cazul rătăcirilor sau a nealertării în timp util a salvamontului. Multe din traseele din munții noștri sunt încă închise, dar acolo unde accesul este permis, turiștii trebuie să fie atenți la traseul parcurs, acesta putând fi înșelător la acest moment din an. Nu trebuie uitat faptul că traseele noastre sunt încă închise, mai ales cele care urcă în crestele montane, asta însemnând în creasta Făgărașului, în creasta Iezerului și în creasta Pietrei Craiului, dar sunt traseele de altitudine mai joasă care sunt libere de zăpadă și unde se poate merge, cu mențiunea că acolo unde totuși mai există o limbă de zăpadă, aceasta trebuie neapărat ocolită, pentru că de obicei cele mai neplăcute accidente se întâmplă la astfel de situații și în această perioadă anului. Turiștii neglijează faptul că chiar și pentru 10 sau 20 de metri de traversare ai nevoie de colțari. Dacă nu iai, mai bine te întorci. Și atunci încearcă să traverseze, alunecă și de obicei se sfârșește tragic la baza limbii de zăpadă în bolovan. Deci atenție foarte mare. Nu, să nu urce pe trasee care au altitudine mai mare de 2000-2100 de metri. În caz de nevoie sau chiar și numai pentru obținerea de informații asupra traseelor, turiștii pot suna la Dispecerul Național Salvamont folosind sintagma 0 Salvamont 0725 826 668 prin apăsarea tastelor corespunzătoare literelor unde non-stop un operator va prelua apelurile și le va redirecționa către formația Salvamont pe raza căreia se află turistul în cauză. Prin 112 se activează sistemul național de urgență, din care facem și noi parte. Ne suntem, din momentul acela, suntem în ascultare și aflăm toate detaliile. Dar mai bine, înainte de a merge pe munte, ar fi cel mai indicat ar fi să sune la dispeceratul nostru 0 Salvamont pentru informații, pentru că un turist informat asupra stării traseului, asupra existenței sau nu a zăpezii și așa mai departe, pe traseul respectiv sau în funcție de ce intenționează să facă, un turist informat este un turist salvat, sincer. De obicei se întâmplă accidente, în marea majoritatea cazurilor se întâmplă accidente cu persoane care nu au habar nici unde merg, nici în cât timp trebuie să ajungă, nimic. Și atunci merg la risc, se bazează pe faptul că nu îi se poate întâmpla nimic și apoi apar situațiile grele. În caz de necesitate, turiștii trebuie să comunice următoarele datele de identificare ale persoanei care anunță ce s-a întâmplat, câte persoane au nevoie de ajutor, unde sunt persoanele aflate în dificultate, când s-a produs accidentul. În cazul rătăcirilor, este absolut necesar ca turiștii să asculte cu atenție sfaturile salvamontiștilor. Aceștia pot fi ori direcționați pe calea cea bună în urma relatărilor privitoare la punctele de reper observate pe traseu, ori li se poate cere să rămână pe loc în așteptarea echipei de recuperare.